Domnule profesor și decan, în primul rând m-ați convins de ce nu trebuia să aibă rost și loc acest război. Asta e. Da. Adică mă așteptam la o argumentație mai complexă vis-a-vis de informațiile mondene. Partea dumneavoastră, nu, să fiu bineînțeles, nu fac o critică, nici nu mă aflu în treabă. Vorbesc la modul foarte serios. Nu, vă înțeleg. Și pe baza aceasta, i-aș propune domnului Gheorghiță să facă întâlniri mai dese cu istorici, pentru că unii spun că există istorie și nu istorie. Eu merg pe ideea lui Dumnezeu. Că istoria este urmarea cugetării lui Dumnezeu și de aici toată. Deci, ca par istorie, de exemplu, ne-am cugivat. Și aici e una din întrebări pe care v-aș spune, și știu că este dificilă, care este poziția dumneavoastră despre ultima, așa zisă, istorie sinceră către tine a lui Giuvara. Eu am răspăit-o, am citit și diverse astea. Dar, mă rog, nu vreau să lungesc ceea ce vreau să știu din partea dumneavoastră. Vreau să fac o precizare și, sigur, o știți, dar cred că era bine de făcut că Olga a lui Nicolae al II-lea era verișoară de al II-lea cu Carol, cu mama. Mama fiind verișoară primară și nepoata regele Victoria cu țarina Rusiei. Mă rog, multe probleme. Părerea mea este că pentru tine m-a impresionat tânărul acela. El era interesat de ruda lui. A fost o problemă. Aceste lucruri cred că ar fi bine de popularizat mult mai mult și participarea istoricilor și a elevilor. Era o perioadă în Focșani când sala sindicatelor era plină de elevi și de profesori pe teme de anvergură. Pentru că problemul de astăzi, după care aveam și din aici, este problema de anvergură. Dialogul poate fi făcut pe poziții de cunoaștere și nu cum fac eu acum de a mă afla întreabă și a vorbi mai mult decât dumneavoastră. Să fie o chestie de informare judicioasă. Chiar lăsând deoparte pretențiile unor, cum spune dumneavoastră, cea mai frumoasă poveste. Eu spune o frumoasă poveste. Aici deja v-ați puțin folosit. Haideți să ne înțelegem. Când intri într-o sală... No, eu mai am o problemă. O mică precizare pe care ar dori să o rețineți dumneavoastră. Ați pomenit în perioada modernă despre parașutism. Și cel primul care a sărit cu parașuta. Vreau să precizez că primul aviator din lume care a sărit și s-a salvat cu parașuta este Olteanu de lângă Băilești, Virgil Chifulescu, unul din mari piloți de alături de Bântul Constantinescu, cu Constantin Vicilas. Când? Prin 20-30. Prin 30, chiar prin anii 30. Nu, trebuie cum atât vreme. A sărit din Mungurghie în 1798. Poate mai devreme, în alături să fie în anii 30. Eu nu sunt istoric și memoria mea, trebuie să spun că nu o am, dar nu nicio problemă. Dar îmi cer scuze că v-am ținut pe toți atât. Nu, mulțumim mult de tot. Nu, cum să spun, puneți-vă și în pielea mea. Sigur că unora ceea ce am spus li se pare ascuns. Unora li se pare din potrivă prea simplu. Totdeauna când intri într-o sală te gândești la media, nu te gândești. Sunt în fața unor oameni pe care nu-i cunosc. Cu excepția colegii mele de facultate. E singura pe care o cunosc din sală. Am o distinsă colegă, am fost colegi 4 ani de zile. 5 ani. Dar în rest trebuie să găsești mereu o medie care să te adresezi. Probabil că, după cum vă puteți imagina, studenților nu le împui capul prea mult cu poveștile de amor ale lui Rudolf, că studenți, acum, în privința lui Neagu Giuvara, toată lumea e pornită pe el că a venit cu ideea cu umanilor, care, nefiind specialist, nu mă pot pronunța asupra ei. Nu pot să zic că m-a convins cine știe ce. De fapt, nu că nu m-a convins. Asta e o poveste care se știa. Și iarăși, fără să doresc să vă plictisesc foarte mult. Practic, toate familiile regale din Europa, de la începuturile istoriei europene, toate veneau, să știți, din partea cuceritorului.
Este și cazul Franței. Este cazul viitorului regat al Ungariei. Că s-ar putea verifica și la noi și primii domnitori să fie de originea cuceritorului, n-ar fi nimic rușinos. N-ar fi nimic rușinos. Ideea că se dezgropa să vedem ce ADN-ul avea, e o stupizenie. Primii regi ai Franței, e foarte posibil să au fost franci, nu rădăcina galică. Și nu-i deranjează foarte mult pe francez lucrul ăsta. Deși ei spun că nos ancêtres les Gaulois, dar regilor nu au fost gali. Mă rog, domnitorii primi. Au fost franci. Nu e nicio rușine dacă primii noștri ar fi cumani. Ca să, așa, în fine, nu mă pronunț că nu asta e specializarea mea, dar vreau să vă spun că mie îmi place foarte mult de Neagu Giuvara și mulțumesc oricând și oricum, din simplu motiv că este un neexcelent popularizator. El creează curiozitatea care poate să ducă mai departe istoria asta căreia noi suntem profesori. Ca profesor, nu vorbesc de decan, ca profesor, eu stau să mă întreb dacă voi mai avea studenți peste 5, peste 6 ani, peste 10 ani. Oare mai avea studenți care se vină la facultate peste 10 ani? Sincer, vă spun o întrebare, nu, să nu zâmbiți. Că nu e chiar așa de simplu. Ce trebuie să fie în mintea unui tânăr să facă istoria în ziua de azi? Îi dă o pâine mai albă cumva, îi dă un salariu mai mare, îl face, nu știu, director la multinațională la 30 de ani, nici pe departe. Un tânăr care termină facultatea se duce profesor la liceu și are vreo 800 sau 900 de roni. Și cu toate astea încă mai vin tineri la facultatea de istorie. De ce unii dintre ei au fost agățați inclusiv cu astfel de povești precum cea lui Neagu Giuvara? Una la mână, în al doilea rând. Ca să iarăși să fiu deschis cu dumneavoastră. Adevărul istoric are adresanții lui. Mitul și legenda au adresanții lor. Nu l-a ajuns foarte mult pe un Kellner. Dacă noi știți că sunt terasele de acolo, la, vis-a-vis de Piața Unirii. Pe partea alaltă sunt niște terase. Am băut astăzi un suc. Dacă eu m-aș duce să-i spun unui Kellner de acolo, măi băiatule, știi că e foarte posibil ca Grigore Gafencu să-i fost agent britanic? Dar știi că e posibil ca Nicolae Titulescu să-i fost puțin homosexual? Și aș putea să argumentez lucrurile astea, dar oare îi trebuie? Asta îi trebuie lui? Sau să-i spui despre Ștefan cel Mare sau Mihai Teazu sau... Nu, eu cred că profesioniștii au nevoie de adevăr, fără îndoială. Dar cei care nu sunt profesioniști, au nevoie de o imagine, poate, ceva mai bună. Nu cred că îl ajutăm dacă îi spunem acum că Mihai Viteazu, de fapt, nu avea nicio idee când a unit. Habar nu avea că va face unire în termenii noștri de azi. Că noi asta știm în istorie, că nu poți să-i ceri unui om de secol XVII să gândească ca un, precum un om de secol XX. Ideea de națiune, națiune însemna altceva pe vremea lui. Nu însemna națiune în sensul nostru de azi. Dar cu ce l-ajuți pe un om dacă îi spui lucrurile astea? Un om, cum v-am dat exemplul ăsta. Așa că Neagu Giuvara, din punctul meu de vedere, face un lucru excelent. Cei care vor să, într-adevăr, să înțeleagă istoria, să vină la facultate, să studieze, nu să citească, dar sunt unii cărora pur și simplu le prinde bine să știe că strămoșii noștri n-au fost niște derbedei, că am avut eroi, chiar ăsta fiind adevărul. Uitați-vă ce urât se vorbește despre România azi. Uitați-vă la seara la televizor și o să vedeți. E infernal. Numai la noi se poate orice. Țara lui Dorel. Suntem neam de hoți, suntem neam de lași, mereu am trădat în istorie. O tâmpenie mai mare ca asta cu românii care au trădat în istorie nu există. Nu există. Eu aproape că nu mai suport, vă rog să mă credeți. De asta am spus că istoria e cea mai frumoasă poveste. M-am săturat de cei care vorbesc cu urât despre țara asta. Nu că aș deborda eu de mai știu eu ce naționalisme sau patriotisme, dar se vorbește extraordinar de urât. Întrebați-vă prietenii și poate chiar noi înșine am fost uneori pradă gândul ăștia, domnule, noi am cam trădat în istorie. Hai să vă dau un exemplu, că vorbea, nu mai știu, cred că domnul aici cu congresul de la Berlin.
Suntem în 1872. Germanii, cum v-am spus, bătuseră pe francezi. Ce ai să facem noi alianța celor trei împărați? Care erau cei trei împărați? Împăratul Germaniei, împăratul Austro-Ungariei și împăratul Rusiei. Prima variantă a triplei, a puterilor centrale, a fost cu Rusia. Germania, Austro-Ungaria, Rusia. 1872. În momentul în care au atacat pe ruși, precum se știe, și ne-am alăturat și noi și ne-am câștigat independența, Rusia era aliată cu Germania prusacă și cu Austro-Ungaria. De ce s-au depărtat de Rusia, de Germania și de Austro-Ungaria? Tocmai că nu au fost mulțumiți de Congresul de la Berlin, unde, având loc la Berlin, nemții, diplomația germană, a făcut corp comun cu diplomația austro-ungară și au susținut interesele Austro-Ungariei. Și rușii s-au considerat șifonați, au ieșit din alianța celor trei împărați și au spus, știi ce? Vă arătăm noi vouă. În 1879, rușii au ieșit din alianța celor trei împărați. Păi v-aș putea da N exemple cum a făcut Franța, uite așa. Când cu unii, când cu turcii, când împotriva britanicilor, când cu britanicii împotriva nemților, când cu nemții împotriva rușilor. Și noi ne facem probleme pentru ce? Că l-am părăsit pe Hitler? Hai să fim serioși. Despre ce vorbim? Chiar credeți tâmpenia asta pe care o spun niște oameni care habar n-au de istorie? Că noi am trădat, că duplicitari, că nu știu. Asta e o prostie. Asta e o prostie. Luați lista alianțelor Angliei din ultima 300 de ani și o să vă speriați ce veți găsi acolo. Singurul care contează interesul țării. Și punct. Vorbeați de Israel. Au avut un alt prim-ministru și mai bun. Palmerston îl cheamă. Și spune așa. Că nu contează foarte mult prieteniile și alianțele. Singurile care contează sunt interesele unei țări. Uite așa a făcut Anglia. Uite așa. A susținut Imperiul Otoman când îi trebuia. S-a împăcat cu francezii, s-a bătut și s-a împăcat la interval de 10 ani, lejer. Lejer, uite așa. Și noi ne facem probleme și mai aud pe câte unul așa că spun, domne, de-aia avem noi probleme cu Angela Merkel, că i-am trădat în 1944. Credeți-mă, niciun neam serios nu crede așa ceva, nu ia în discuție așa ceva, că am trădat noi în 1944 de mai. Ăsta e niște aiurele, e o cenușă pe care ne punem în cap, absolut inutil. Era copilul general neam, de pe front către Hitler. Ăla limba. Țara trebuie păstrată. Interesul național nu ține cont nici de Antonescu, nici de regele Mihai, nici de nimeni. Interesul național, interes național. Și punct. Povești că am trădat pe Hitler și că vezi, Doamne, hai să fiți fericiți.